mult am mai să și să nervuiești. Și-o să se sărbătorești. Sute de cântăreți, dansatori și instrumentiști au petrecut Revelionul vineri seara într-un restaurant din municipiul Târgu Jiu. Artiștii au mărturisit că anul 2017 a fost unul bun, în care au avut mult de lucru și că pe anul acesta au deja programul încărcat până la sărbătorile pascale. La petrecere au fost prezenți numeroși artiști din Goj, dar și din țară, precum Niculina Stoican, Constantin Măgureanu și mulți alții. A fost un an bun, să știi, în primul rând la mulți ani tuturor gorjenilor. Celor care vă urmăresc pe voi, eu mă simt bine alături de toți cei prezenți aici. Am venit cu o gașcă mai mică ca anul trecut. Așa cum spuneam și în deschidere, la mulți ani România, suntem în an centenar. Noi suntem cei care reprezentăm această Românie frumoasă prin cântecul popular. Astăzi seară vă arătăm că suntem în Goj și vă spunem tuturor, de aici, din inima Gojului, de la oltenii mei frumoși, la mulți ani România! Anul 2017 a fost extraordinar. L-am încheiat așa cu filmări pe la multe televiziuni. Am luat o răceală puternică și m-a ținut până am terminat filmările. Și a fost un an extraordinar 2017 și acum petrec în cinstea anului 2017. De la petrecere nu a lipsit nici tortul, la sosirea căruia artiștii au ciocnit câte un pahar de șampanie în cinstea lor. Mulți să îndrăiască, la mulți ani. Mulți să îndrăiască, la mulți ani. Lăutarii să îndrăiască, lăutarii să îndrăiască, la mulți ani. Artiștii să îndrăiască, artiștii să îndrăiască, la mulți ani. Și voi cu noi! Evenimentul este la a noua ediție. Artiștii s-au distrat în voie până spre dimineață. Aceștia și-au urat să aibă cât mai multe proiecte pe acest an.